Haideți să vedem ce ne rezervă astrele pentru 23 august. Berbec. În prima parte a zilei, câteva evenimente neprevăzute vă pot face să rămâneți în urmă cu o activitate profesională importantă. Dacă v-ați propus să încercați o afacere, să nu vă faceți planuri prea mari, pentru că s-ar putea să fiți dezamăgit. Ar fi bine să amânați deciziile importante și să vă ocupați de activități de rutină. Taur. Aveți posibilitatea să începeți o nouă activitate, de pe urma căreia sunt șanse să obțineți beneficii importante. Pentru a spori șansele de reușită, încercați să vă temperați tendința de a-i critica excesiv pe cei din jur. În contextul astral tensionat, este necesar să vă păstrați calmul în discuțiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri. În a doua parte a zilei, este posibil să aflați că o cunoștință a fost implicată într-un accident de circulație. Gemeni. Este posibil ca o rudă mai în vârstă să nu își respecte promisiunea de a vă împrumuta o sumă de bani. Ar fi bine să nu îi faceți reproșuri, fiindcă se pare că este vorba despre o întârziere care are cauze obiective. În relațiile cu colegii de muncă și în familie, vă sfătuim să fiți mai înțelegători și să evitați controversele. Puteți să vă bazați pe intuiție. Rac. La locul de muncă sau în afaceri, superiorii sau partenerii încep să aprecieze eforturile pe care le-ați depus în ultima perioadă. S-ar putea ca atmosfera tensionată din jur să vă încurce planurile de afirmare în societate. Evitați întâlnirile cu prietenii, petrecerile și deplasările cu mașina, fiindcă există un risc mare de confruntări și accidente. Leu. În prima parte a zilei s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați cheltuit prea mult sau pe lucruri care nu sunt cu adevărat necesare. Încercați să vă stăpâniți nervozitatea și să evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri. Ar fi bine să acordați mai multă atenție familiei și, în special, partenerului de viață. Fecioară. La locul de muncă sau în afaceri, este posibil să fiți implicat într-un scandal din cauza bârfelor unei colege. Vă recomandăm să vă stăpâniți și să fiți prudent în afirmații. Altfel, riscați să vă pară rău mai târziu când neînțelegerile se vor lămuri. După amiază, este posibil să încasați pe neașteptate o sumă importantă cu care reușiți să rezolvați o problemă financiară. Balanță. În prima parte a zilei este recomandat să evitați să conduceți mașina, fiindcă există pericolul să fiți implicat într-un accident de circulație. Recomandarea noastră este să fiți mai precaut decât de obicei în tot ce faceți. La locul de muncă sau în afaceri, vă sfătuim să nu vă asumați riscuri mari și să evitați speculațiile. Scorpion. S-ar putea să fiți indispus și să deveniți irascibil din cauza unor probleme profesionale. Se pare că aveți multe chestiuni de rezolvat și vă nemulțumește faptul că nu puteți conta pe ajutorul unor colegi sau asociați. Fiți precaut și nu faceți afirmații pe care le-ați putea regreta mai târziu. După amiază, este posibil să aflați că un cunoscut a fost implicat într-un accident. Săgetător. La locul de muncă sau în afaceri, este posibil să aveți o controversă cu un superior ierarhic sau cu un partener și să reacționați impulsiv. Vă sfătuim să fiți precaut. Încercați să vă odihniți mai mult și să amânați activitățile foarte solicitante. Relațiile cu persoana iubită ar trebui să decurgă fără probleme deosebite. Capricorn. În prima parte a zilei este posibil să aflați că trebuie să faceți o călătorie neplanificată în interes profesional sau de afaceri. Partenerul de viață ar putea fi nemulțumit de schimbarea de program. Ziua nu este favorabilă deciziilor importante în plan profesional. În schimb, sunt favorizate activitățile casnice și relațiile cu membrii familiei. Sfatul nostru este să încercați să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi. Vărsător. O dispută cu superiorul ierarhic sau cu partenerii de afaceri ar trebui să se soldeze cu anularea unei călătorii cu scop profesional. Vă recomandăm să nu vă manifestați nemulțumirea, fiindcă riscați să se ajungă la ceartă. Din cauza oboselii, este posibil să resimțiți o stare accentuată de tensiune. Aveți nevoie de mai multă relaxare. Ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu în familie, pentru că riscați să vă alegeți cu probleme de sănătate. Pești. Se pare că vă irită problemele apărute din cauza neînțelegerilor cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri. Pentru a lămuri lucrurile, este foarte important să comunicați. Numai discutând calm și cu răbdare, puteți ajunge la un punct de vedere comun. Vă sugerăm să țineți cont de sfaturile celorlalți și să fiți mai maleabili. Acordați mai multă atenție partenerului de viață.